Da, acum, ca să fim foarte clari, eu felicit faptul că cineva s-a gândit la cele două reactoare, 3 și Bun. 4. Noi trebuia să le avem de mult timp. De fapt, proiectul la Cernavodă, pe timpul lui Ceaușescu, a fost de 5 reactoare. Citiți articolul lui Adrian Năstase, este excepțional. Este excepțional. Sabotajele guvernelor României împotriva proiectului nuclear durează de foarte mult timp, cel puțin de la instaurarea așa zisei democrației europene. A fost sabotaj. Să fim foarte clari. Deci, guvernele României au sabotat în mod conștient dezvoltarea industriei nucleare românești. Vedeți, dumneavoastră, nu aveau cu ce să se. Și niciun guvern post-89 nu are cu ce să se lăuda. Ceaușescu a trimis om în spațiu și a făcut industrie atomonucleară în România. Acest salt civilizațional trebuia să continue. Democrația și capitalismul nouă trebuiau să ne aducă toalete ecologice. Trebuia să avem țâșnitori cu apă caldă și apă rece, trebuia să avem mai știu eu ce, nu. După Nicolae Ceaușescu, România s-a dus în jos și nu în sus. Saltul civilizațional nu s-a mai făcut. Adrian Năstase are acest articol superb, astăzi a apărut, un material excepțional în care el explică cum a fost sabotat când era prim-ministru, cum prim-ministrii de dinaintea lui au sabotat, deci se ajunsese la un moment dat că voiau să închidă reactoare. Dacă ne mai amintim în presa măsluită și slugărită de europeni din acea vreme, se vorbea că reactoarele 1 și 2 sunt învechite și că sunt un pericol nuclear. Noi aveam Cozloduiul la bulgari, care era pe punctul de a exploda, dar ei vorbeau de Cernavodă 1 și 2. Românii, atenție, trădătorii din România! El când a venit a încercat să facă un proiect, a ajuns cu un proiect foarte clar. Și bineînțeles că a venit Băsescu și l-a omorât, că Băsescu a omorât tot ce era românesc. Deci, a vorbit de independența energetică, tu, Klaus Iohannis, și tu, benzinarul de la OMV, a trebuit să te ascunzi. Pentru că ceea ce ai făcut timp de 8 ani de zile, Iohannis, n-ai făcut decât să distrugi tot ceea ce este românesc. În numele așa zisei unități europene, zi, capitalismul european, democrația Da. europene care au distrus România. Păi noi trebuia să avem 10 reactoare acum. Repet, Nicolae Ceaușescu a trimis om în spațiu și a făcut industria atomonucleară. Noi trebuia să fim deasupra acelui salt civilizațional. Noi nu, cu Europa ne-am dus în jos. Și uite-te cum ne ducem în jos, în fiecare zi. Absolut în fiecare zi. Deci, la un moment dat, eu ieri am participat la o discuție foarte importantă și eu am întrebat, băi fraților, cine a dat voie, poporul român a dat voie cuiva dintre liderii ăștia impuși de Uniunea Europeană, Băsescu, Iohannis și alții, ca ei să ne dea suveranitatea? Dom'le, și vine un politician și îmi spune, nu, că e suveranitate partajată. Dom'le, România nu are voie să aibă suveranitate partajată până nu are stație spațială de cercetări a ei. Atunci partajăm. Până atunci, suveranitatea economică și de dezvoltare a României este dictat. E necesitate națională. Dictat de dezvoltare. Noi încă avem școli fără apă curentă. Și mie îmi vin LGBTQ-ul plus și ne spune că trebuie să acceptăm educația homosexuală la copii de 3 ani. Ne avem spitale construite în anii 1800. Și vin tot felul de făcători de vorbe de la Bruxelles să ne dea nouă lecții. Nu, nu, România trebuie să aibă încă un secol de dictat economic. Și aici este grav. Industria nucleară trebuie să fie principiul de dezvoltare. Dar când se bagă Hrebenciuc și toată mafia din jur, în miștourile astea cu dezvoltarea și când noi ne-am privatizat oneros și am vândut toată structura critică de dezvoltarea României unor nei ca nimeni din Europa care ne-au închis acele infrastructuri critice. Nu le-au dezvoltat. Atunci, bineînțeles că vine LGBTQ să ne spună cum copiii de 3 ani trebuie să învețe despre onanie și masturbare. Deci, încă o dată, dezvoltarea economică a României este un must, e un necesar. Nu este o opțiune. Ăla este dictatură. Că nu le place LGBT-ciștilor din Bruxelles, e treaba lor.
Numai că noi plătim acum miliarde și miliarde pe dictatura pe care Bruxelles, economică pe care Bruxelles ne-a impus-o. Că doar ne-am trezit cu zeci de milioane de, 100 și de milioane de doze de vaccin cumpărate de o nemțoaică care a făcut afaceri. Și noi suntem abia 17 milioane cu tot cu porc și cu vacă pe teritoriul Sfintei Țări. Deci, este bine că am luat 3 miliarde, foarte bine. Sunt banii poporului român, nu sunt banii lui Iohannis. Dar cu 3 miliarde nu faci independență energetică. Independența energetică înseamnă să-ți asiguri 100% din resursele tale interne necesarul de consum plus dezvoltare. Independența energetică nu înseamnă să meargă la mine în casă becul. Ci fabricile să se poată dezvolta și să aibă în plus permanent producție de energie. În Canada sunt nu știu cât un milion de megawatts, nu știu cât, la un moment dat nu știau unde să-l mai dea. Și chemau investitori și le dădeau pe ani de zile curentul gratuit ca să vină investitorul să facă fabrică. Pentru că aveau surplus. Asta înseamnă independență energetică. Când sistemul meu va produce cât am nevoie, plus necesarul de consum pentru dezvoltare. Așa că Iohannis nu știe nici bine ce vorbește. El e la forumul păcii. Pe vremuri, forumurile păcii erau plătite de KGB. Acum mă întreb cine plătește forumul păcii. Că Pacepa a spus, toate mișcările de pace și împotriva războiului din Europa erau plătite de KGB. Mă întreb acum cine plătește acest forum al păcii. Ce caută el la forumul păcii? Ați auzit voi vreodată de forumul păcii? Pipa păcii, domnule Hartmann. Era să spun eu ceva. Da? Deci, din august nu l-am mai văzut. S-a dus la plajă la egipteni, la COP27. Da. Și a vorbit trei fraze de alea de zi. Ți se străpezesc. Domnule, documentele Partidului Comunist erau mai inteligente decât ce a vorbit el acolo. Iar acum e la forumul păcii. E ostenit băiatul săracu. E ostenit de atâta muncă. Și îmi vorbește el mie de independență energetică. Cine? Benzinarul de la OMV? Popescu Energie? Nu e rușine? Le aveam. Nicolae Ceaușescu le-a făcut. Să fim clari. Nu mai mințiți poporul român. Saltul civilizațional a fost făcut sub Nicolae Ceaușescu. Nu sub democrația lui Iliescu, lui Băsescu sau lui Iohannis sau lui Constantinescu. Nu, nu, aia a fost decădere economică și decăderea independenței. Și acum aflăm că, de fapt, suveranitatea noastră economică, militară, judiciară, de justiție, sanitară, etc., a fost dată de trădător de țară în virtutea principiului voi români știți că noi avem suveranitate partajată. Că România nu mai are suveranitate? Că vi s-a furat suveranitatea. Nu v-a întrebat nimeni dacă doriți suveranitate partajată. Să nu credeți în prostiile politicienilor care se ascund, să nu fie împușcați pe stradă când spun că la referendumul nu știu care, când s-a aprobat intrarea în Europeană, scria acolo undeva în noua Constituție, la articolul nu știu care, că parcă stă cineva să citească Constituția. Că nimeni n-a vorbit la referendumul ăla de faptul că noi predăm suveranitate. Ne-au mințit politicienii români, toți, din 89 până astăzi. Iar cu intrarea în Uniunea Europeană s-a aprobat partajarea suveranității. Voi știați, români, că România nu mai are suveranitate? Și se ascund acum de glonțul națiunii? Acești politicieni care au trădat România dând suveranitățile sectoriale. Dar dacă le adun pe toate cele care le-am dat, deja nu mai avem suveranitate. Eu am impresia că ne-am dat mai mult de suveranitate decât avea România în 89 suveranitate. Eu așa am impresia. De-aia își permit analfabeții de la Bruxelles, nei ca nimeni de la Bruxelles să facă pe nebun. Pentru că noi am predat suveranitatea. Fiecare prim-ministru și fiecare președinte din România a predat suveranitatea României. Fără să vă întrebe. Pe asta e trădare de țară. Dulce ca miere ai glontele patriei. Era un celebru roman proletcultist. Pe asta trebuie să urmeze pentru toți.
Cum adică să predai suveranitatea națională? Cum adică să ai suveranitate partajată? Dar ce? Uniunea Europeană este stat să partajezi cu cineva? Păi noi n-am intrat în Uniunea Europeană, oameni buni, să dăm suveranitate, să partajăm suveranitatea. Dar ce, Franța o partajează cu mine? Sau Germania? Eu n-am văzut așa ceva. Eu am văzut niște netrebnici de ambasadori și ambasadoare din Franța, Germania, Anglia și mai știu unde, cu LGBT-ul în gură și cu progresismul lor nenorocit, distrugând valorile naționale ale României. Eu n-am văzut ca Franța să partajeze cu România suveranitatea națională. Și nici Anglia, și nici Spania, și nici Italia. Eu cred că aici avem o problemă foarte mare cu politicienii noștri care ne-au mințit. Căci și cu chestia asta, cu Cernavodă. Da. Ia, să-mi spune și mie, 3 miliarde ce înseamnă? Răzuitul pământului ce înseamnă? Ce înseamnă? Să-mi spune și mie exact ce obținem cu 3 miliarde, că eu nu știu să coste un reactor doar 3 miliarde. Și cum până în 2030? Păi și până în 2030 de unde luați, băi, energie electrică? Băi, fraților, nu mai credeți în prostiile astea. Repet, autonomia energetică, pentru că nu este independență, n-a existat niciodată. În istorie nu există un stat independent energetic. Autonomia energetică care să-ți asigure dreptul de a decide tu dictatul de dezvoltare și nu de a-ți decide niște analfabeți de la Bruxelles, cum o fac astăzi. Repet, este necesarul de deci trebuie să-ți asiguri necesarul de electricitate în timp real și apoi necesarul de dezvoltare. Numai așa poți să-ți impui dictatul de dezvoltare. Altfel, chiar dacă la mine merge becul, dacă nu pot să aduc fabrici și uzine că nu am curent electric, în plus, înseamnă că tot la mâna unor nei ca nimeni de la Bruxelles stau. Iar dacă eu cunosc un lucru din istorie, este că dezvoltarea economică a unei națiuni ține de suveranitatea sa economică, pe care se pare că ne-au furat-o prima cei de la Bruxelles. Uniunea Europeană ne-a furat prima suveranitate, a fost cea economică. Citiți articolul lui Năstase. Și el a predat suveranități. Și economice, și politice, și de toate. Numai că pe el l-au trădat. Pe el l-au băgat în pușcărie. Dar hai să vedem câtă suveranitate națională a dat nenorocitul de Băsescu. Sau dulapul de la Cotroceni de astăzi, domnul Iohannis. Dar până la final, popor român, trebuie să înțelegi că ție-ți trebuie înapoi dictatul de dezvoltare. Deciziile economice trebuie să fie la tine acasă, nu în mâna unui Hrebenciuc sau în mâna unui analfabet de la ambasada americană. Asta trebuie făcut. Refacerea suveranității statale, măcar în domeniile principale. Ca aia cu LGBT-ul am înțeles, o băgăm trei popi în școli și termină pe aia. După aia o să trească să dăm legi și împotriva promovării progresismului sexual. Dar aia e problemă peste 100 de ani, peste 50 de ani. În România problema e pâinea și curentul electric. Și nu avem voie să ne dezvoltăm pentru că ne ordonă niște analfabeți de la Bruxelles, cărora li s-a dat această putere de a ne ordona de către un Năstase, Iliescu, Băsescu, Constantinescu sau Iohannis. Fără să ne întrebe. Nu ne-a întrebat nimeni. Dacă noi vrem ca dictatul de dezvoltare român să treacă în mâna unor analfabeți, criminali și hoți de la Bruxelles. Căci ne uităm ce fac în Ucraina. Ne uităm dictatele economice care le încearcă astăzi Uniunea Europeană în fața Rusiei, în fața Chinei. Eu nu știu rasismul ăsta nenorocit, imperialismul ăsta nenorocit occidental, cum a ajuns să penetreze așa zisa organizație democratică a Uniunii Europene. Ne trezim că ni se dau ordine. Deci asta e apropo de cele 3 miliarde. Bine că le-am luat. Sunt banii poporului român, nu sunt al lui Iohannis. Iohannis să nu se laude cu ei, că noi vom plăti acei bani. Nu el. El se va duce să doarmă la Tasso și Măsa în Germania. Nu va sta în România. Da. El își caută funcții internaționale acum. Păi el îl doare el, pe el în bască de binele României. El vrea funcții internaționale. Dar poporul român va plăti banii ăștia.
Deci foarte bine că i-a luat. Să vedem ce obținem cu cei 3 miliarde. Să vedem câtă suveranitate am dat pentru cele 3 miliarde. Ce trădare de țară a avut loc. Asta e important de văzut. Și poate ar trebui presa românească slugărită și slugă a intereselor imperialiste ale Uniunii Europene să pună aceste întrebări.